să mai iau atunci din întrebările de aici. Domnul Dughiră spune că Zoom nu salvează numele participanților alături de imaginea lor, așa cum se vede în imagine. Da, într-adevăr nu salvează acest lucru, salvează separat într-un raport, mai ales dacă faceți de pe contul politicii, și v-aș sugera că mai ales la examen să vă susțineți, să încercați să faceți din conturile politicii, dar și dacă aveți un cont pro-personal și atunci în zona de rapoarte puteți aveți o chestiune exactă cu numele lor și tot e un raport, o listă de participanți care există acolo și care se salvează, ca să zicem așa, continuu și se și vede numele fiecăruia și când a intrat și dacă a arătat ceva, dacă a făcut share screen și chestii de genul ăsta. Dar faceți capturi de ecran. Eu asta am făcut, ca să fiu sigură. Deci am captat ecranul nu în mod de speaker view, ci în mod de gallery view și atunci se vede numele fiecăruia cu poza. Așa fac, de exemplu, asta m-am învățat să o fac din timpul întâlnirilor online pe proiecte, când trebuie să, pe diseminări de online sau așa ceva, mai ales pe proiectele europene, când trebuie să pot să demonstrez că toți au participat la acele întâlniri într-un mod sau altul și așa, de atunci m-am învățat că asta e metoda cea mai sigură. Deci captură de ecran cu print screen simplu și care vă rămâne. Nu trebuie să fie perfectă. Dacă sunt mai mulți, știți că puteți să navigați între ei, că ei sunt navigați între ecranele care sunt, că poate nu vă vor încăpea pe primul ecran cu toții, dar aceasta este cea mai sigură metodă să-i puteți avea. Pe lângă, cum v-am spus, nu vă sugerez să dați examene cu conturi personale decât cu conturi din UPT sau așa ceva, încât să puteți aveți garantat lista participanților și salvată într-o formă de tabel și acolo spune și când s-au conectat și cum și toate celelalte informații, care e bine să vă rămână, dar din nou revin cu rugămintea, până când nu se decide conform metodologiei unde și cum să fie păstrate acestea sau ce dovezi vor trebui ca să avem, să nu se șteargă de la dumneavoastră de pe calculator, dacă vine peste jumătate de an sau un an un student să reclame vreun examen, o să vedem. Încă nu ne e nici nouă clar cum o să facem, dacă se vor gestiona la nivel de departament, de facultate, acestea vor rămâne în continuare în grija dumneavoastră, dar dumneavoastră aveți responsabilitatea să le aveți și să nu le faceți publice, fiindcă acelea sunt confidențiale. Supravegherea unui student în timpul unui examen este o activitate confidențială. Prezentarea și discuțiile libere în timpul unui curs nu sunt, fiindcă un curs este liber. Oricine poate să intre într-o clasă, într-un amfiteatru de curs din Politehnică, conform inclusiv regulamentului, și să asiste la orice curs sau laborator. Dar în timpul unui examen nu. În examen sunt doar cei prezenți, doar cei care sunt, deci chestiuni diferite de abordat. Da? Da, că studenții au diseminat între ei prin liga, cum am zis, da, le-am trimis aceste informații, le-am tot spus, le-am dat acces, deci ei au diseminat între ei, dar într-adevăr nu pot să garantez pentru nimeni că le-a citit și că toți studenții știu acest lucru, cât se poate declara. Răzvan Bogdan, informația cum putem să încreiem subiectele pe capitole, nu subiectele, ci testele grilă. În cazul de test grilă, deci la test, la quiz, și este un tutorial pentru test, acolo se poate face acest lucru. Îmi să rog pe careva dintre colegii mei să găsească link-ul la tutorial mai repede, dacă nu am să-l caut eu. Cum se poate invalida opțiunea de download pentru fișierele video urcate pe OneDrive UPT, încât ele să poată să fie vizualizate, dar să nu poată fi salvate de altcineva pentru editări ulterioare? Nu prea știu să vă răspund la această întrebare, dacă este vreunul dintre adminii IT pe Microsoft aici, poate vă răspunde mai bine și dacă să fie OneDrive sau Stream. Eu am făcut-o de pe OneDrive, dar el folosește de fapt Stream-ul ca să poți o vezi. Că așa, na, ăla e în spate, dar nu poți altfel. Dar nu știu dacă puteți să faceți obligatoriu să nu se facă download la el. Uitați, nu mi-aduc aminte. O să încerc să mă uit acum repede, dar dacă știe altcineva, este. Domnul Gasparescu, declarație proprie răspunde a studenților că acele conturi le aparțin. Normal, studenții au primit conturile după GISC, deci nu după altceva. Noi, într-adevăr, când am alocat studenți de la, cum am mai spus acest lucru,
au venit solicitări de la cadrele didactice sau chiar și de la studenți, că sunt studenți din anii mai mici sau cei care au restanțe la ieșire, ceva de genul ăsta, și că trebuie realocați, sau discipline opționale și trebuie realocați la alte discipline opționale. La aceea am ascultat de ce am zis cadru didactic. De obicei nu făceam așa până acum, ci luam de la secretariate după procesele verbale acest lucru sau puneam cadru didactic cu secretariatul să ajungă la un comun acord. Asta a fost și pentru licență zi și pentru idei fere până acum. Dar acum ne-am făcut aceste solicitări, doar 4 secretariate ne-au mai răspuns în prima săptămână sau așa, după aceea a fost liniște aproape de la toți. Așa că am renunțat și ne-am bazat pe ceea ce a spus cadrul didactic. Dacă un cadru didactic a spus că studentul acesta este studentul lui și noi l-am identificat, l-am pus. De exemplu, inclusiv noi am făcut erori. Sunt 2 cadre didactice la mecanică, în același departament, după câte mi-aduc aminte, sau cum țin ore, cam la acelea specializări, care au nume identic. Și noi când i-am căutat și am văzut că de la mecanică și tot, i-am alocat invers la cursuri. Nu cum trebuiau. Și până când ne-am lămurit și noi care e unul și care e celălalt, a durat mai bine de o zi. Vreo 2-3 zile ne-am tot distrat cu asta până când ne-am dat seama că pot să faci erori. Deci dacă sunt cu aceleași nume, noi îi luăm după numărul matricol și după asta sunt și ei alocați acum. Am înscris după GISP luată. Deci în principiu asta este. Conexiunea de pe internet și fac hotspot. Dacă folosim sesiunea, le va diminua și mai mult parametrii tehnici. Știu. Evaluarea pe campusul virtual nu cred că se va mai bloca. Deci s-au făcut în aceste de sâmbătă începând foarte multe modificări, probabil că ați văzut. După mine nu mai sunt întârzieri decât până la 3-5 minute de transmitere de mesaje, de exemplu, pe e-mail. Și cel mai mare delay care l-am avut a fost de 20 de secunde pe un cont de admin pentru ceva. Deci sperăm să rămână așa, deci este o configurare maximă care se poate face în acest moment. Și nu credem că va crește traficul mai mult din acest moment. Deci, într-adevăr, problema de internet la fiecare acasă este alta. După cum știți, dacă vă aduceți marți, eu acasă am avut bucăți întregi fără internet și m-am chinuit să-mi țin toate webinarele, că tot îmi apărea mesaj că your internet is not stable enough și please disconnect în timpul videoconferinței. Știu, n-am soluție pentru asta, din păcate. Chiar nu am soluție și nu știu ce să vă zic. Știu doar să vă zic că trebuie cumva să puteți să demonstrați că acel student dă examen și nu altcineva, dacă dați examen cu el. Nu știu. Deci mi-e foarte greu să vă dau acum o soluție clară pentru cei care folosesc un hotspot și se conectează așa și cu video și să dea testul grilă în același timp. Se poate observație. Vă rog. Vasilescu, sunt de la mecanică. Normele GDPR prevăd că nu trebuie să fie divulgate informații cu caracter personal. Informații cu caracter personal înseamnă poză, serie de buletin, cod numeric personal, adresă. Deci, din punct de vedere al identificării după nume și un cont pe care UPT-ul i-l-a alocat studentului, înseamnă că studentul este individualizat. Dacă el nu dorește să fie văzut, mă ocup cu treburi de genul ăsta și scuze că intervin, dar asta este. Dacă el nu dorește să fie văzut, este ok. Dacă el nu dorește să dea examenul online, păzându-i se numele și nimic alte informații, eventual lucrarea scrisă pe care să o prezinte cu telefonul, cum ați spus, totul este legal. Deci este un examen și aș merge mai departe, la examen se cere să te identifici. În sală când vine studentul, vine cu carnetul de student. Da? Deci carnetul de student este prezentat în sală. Noi în sală nu filmăm, din câte știu la Politehnică, înregistrările examenelor. Ok, că le-am dat online să avem un justificativ, mi se pare normal. Ce poate nu mi s-ar părea normal este să nu putem încărca pe un cont al facultății. Eu, de exemplu, toate filmele care le-am făcut le-am încărcat pe contul departamentului.
Deci ele sunt încărcate într-un loc în care este al Politehnicii, nu e pe YouTube. Deci toate cursurile care le-am făcut și laboratoarele le-am încărcat acolo cu link către direcția respectivă. Acum, mi s-a părut varianta cea mai sigură. OneDrive-ul este nesigur, nu este un element al Politehnicii. Dacă serverul se spală... Ce scuze? Că să știți că OneDrive-ul care este sub UPT este un element al Politehnicii. Normal, există un contract foarte clar și cu termen foarte bine legat de confidențialitatea datelor și a protecției lor cu Microsoft. Deci, nu, vă rog frumos să nu spuneți acest lucru. El este ca și cum ar fi un server al Politehnicii. Același lucru se poate spune și despre campusul virtual, nu? Fiindcă noi facem backup-uri în cloud, că n-avem cum, mai ales acum să facem altfel. De unde putem să cumpărăm acum încă 7 servere ca să le putem ține toate local? Și oricum, asta este cea mai nesigură modalitate, dacă vrei, că ți se poate întâmpla orice. Nu am avut incendiu cu furtună acum un an de zile în spațiul acela. Deci vă rog foarte mult. Până aici a fost bine, dar aici am simțit nevoia să intervin. Îmi cer scuze, nu știam contractul Politehnicii cu OneDrive, deci e un lucru care, neștiind, am încercat să... Dar să nu monopolizez discuția. Deci, din punctul de vedere al identificării cu numele și dumneavoastră dându-i link-ul respectiv, cu mail-ul respectiv, studentul este individualizat. Deci, de acolo încolo, mi se pare că e înregistrare, că e probă, că s-a susținut examenul, că ei au prezentat. Iar dacă se dorește să se individualizeze subiectul, se poate individualiza un subiect la care conținutul ce trebuie să rezolve ei să fie similar, adică schimbi desenul piesei, schimbi forma piesei și ei trebuie să facă calculele, trebuie să, exact ca la programare, când îi dai datele de început ale programului și el trebuie să-ți facă subrutinele programului și așa mai departe. Deci, dacă se dorește, se poate. Problema este ca să existe limitările de timp aferente din punct de vedere al Zoom-ului. Scuze încă o dată că am intervenit. Nici o problemă, mulțumesc. Deci, cum să zic, e bună observația, dar mai ales în lumina, cum să zic, a faptului că a venit inclusiv o indicație clară de la minister care spune că trebuie să înregistrăm și să avem dovada că sunt studenții noștri cei care dau examen. De aceea, numai așa, o poză și tot este, nu este ok. Iar studenții și în pentru că, de exemplu, ei sunt, noi le indicăm, bineînțeles că nimeni nu e obligat, de fapt, dar noi le indicăm să-și pună poza în campusul virtual. În politicile pe care ei le agrează când intră în campusul virtual, este specificat și aceasta. Și că, de fapt, noi nu le folosim aceste în alte scopuri, decât în scopul de a putea vedea că ei sunt studenții noștri și că sunt identificabili și așa. Pentru că în campusul virtual, altfel, n-ai cum să-i identifici, să zicem. Deci, ea ar putea să-și dea username-ul și parola la oricine, să intre oricine și să dea examen oricine, deci dacă ar fi să presupunem așa. Acum, am văzut aici niște răspunsuri, că, niște întrebări încă, că dacă sunt mulți studenți, cum faceți înregistrarea sau cum faceți când dați share screen? Și dacă dați share screen, veți vedea că vă rămâne așa, se face mai mic, ieșiți eventual din share screen, cum depinde de ce calculator și cum e la fiecare dintre dumneavoastră, ieșiți în zona de share screen din full screen. Deci anulați full screen și atunci veți vedea că mai aveți încă o fereastră care rămâne separată, fereastra de Zoom, efectiv, în care puteți să vedeți și sub formă de gallery și sub formă de speaker view toți studenții. Deci sigur se poate face acest lucru. Acum când sunt mulți studenți și cum e acum, sunt de 170 de persoane, ele sunt mai multe ecrane. În zona de speaker view, când dacă plimbați, el înregistrează. Și cum v-am zis, ca să fiți siguri de acest lucru, dumneavoastră trebuie să puteți să... Dacă țineți microfonul închis și dumneavoastră și ei, să zicem, atunci puteți să selectați să fie înregistrați pe rând fiecare dintre studenți, dumneavoastră, cu pin video sau cu spotlight video, dacă ca să aveți sigur din timpul examenului la tot, sau faceți captură de ecran. Nu știu dacă a fost destul de clară cu asta. Revin. Deci dacă sunt mulți studenți și n-aveți cum să-i puteți vedea pe toți odată, intrați în Gallery View, da? Închideți microfonul, în momentul acela el nu mai ține minte că un singur om trebuie să-l arate,
ori arată pe tot și puteți să capturați ecranul cu print screen sau cu orice altă modalitate, atunci se vede imaginea cu numele lângă, jos, a fiecărei persoane, sau dacă nu, faceți click din când pe fiecare dintre ei pe rând, în timpul examenului, că dumneavoastră, de fapt, nu m-a supravegheat, sau colegii dumneavoastră care sunt co-host în acea sesiune, spuneți prin video și atunci, în momentul acela, este înregistrat fiecare dintre ei, dintre studenți. Bun. Deci să știți că se văd imaginile, că am văzut că sunt mai multe întrebări pe această parte. El are două conturi de CV cu aceleași nume. Să ne trimită pe suport, pentru că sunt unii care au tot cerut și sunt unii care au declarat că sunt în două facultăți și noi atunci am presupus că e aceeași persoană cu același nume din două facultăți diferite, că pot să fie, că v-am zis, la un moment dat am cedat să-i mai căutăm numai după GIST. Dau două teste grilă pentru să încurce întrebările pentru trebuie să creezi categorii. De ce dați două teste grilă? Un singur test grilă cu mai multe întrebări, pe mai multe categorii. Că altfel nu sunt două, adică sunt două examene diferite în momentul ăla. Nu înțeleg de ce trebuie să dați două teste grilă, domnul Negruț. Și atunci calculul notelor, da, deci ele se calculează pentru fiecare. Nota finală este media dintre nota finală de examen și cu nota finală de la laborator. Dumneavoastră stabiliți, ca și până acum, care e ponderea la una dintre note, la celelalte, la fel. Deci și toate întrebările care sunt aici, noi le vom salva și vom încerca să scriem notificări acolo, în acest document de mod de realizare de examen, ca să facem mult mai clar că sunt multe care noi credem că au fost tot explicate de-a lungul timpului și sunt clare, dar o să mai revenim asupra lor și o să le și dăm în scris aici. Utilizarea contului oficial al UPT pentru organizarea examenelor online se poate și utiliza și contul personal. Dacă este un cont pro și vă garantează că este, salvați lista participanților, atunci probabil că da. Dar recomandarea este să folosiți conturile UPT-ului pentru examen. Dar puteți să folosiți și un cont personal dacă este un cont pro. Conturile basic nu vi le-aș recomanda chiar așa de mult pentru examen. Sunt bune pentru cursuri, pentru laboratoare, seminarii, dar nu v-aș recomanda să faceți acest lucru și în examen. Sunt două parțiale, domnul Negruț. Da, atunci este ok să puteți să faceți. Și să scrie numele pe chat și să salvați? Da, v-am spus, asta v-am spus la toată lumea, să îi pune să scrie numele și prezent acolo sau ceva și să salvați chat-ul la sfârșitul fiecarei sesiuni. Indiferent că ele se salvează listele de prezență pe conturile UPT-ului sau pe contul dumneavoastră, faceți acest lucru și salvați chat-ul. Asta am zis-o din prima zi, acum 3 săptămâni imediat. Da? Refuză să ne atingă, trebuie cont pro. Nu știu. Nu cred că poate facultatea să refuze să vă dea un cont pro pentru un examen. Poate nu va da pentru laborator, pentru seminar, fiindcă ele au fost preferențiale pentru cursurile cu ani mari, cu cursuri cu mulți oameni, fiindcă în rest, fiindcă s-a introdus oricum regula că trebuie să le dai și pauză studenților, nu faci continuu cu ei nu știu cât timp online. Și că conturile s-a ridicat limitarea de 40 de minute, puteți să mergeți până la 24 de ore. Avem scris acest lucru în Zoom și de aceea este spus că da, puteți să faceți un cont cu adresa de UPT, basic, dumneavoastră, și să vă țineți așa seminarii, laboratoare, mai ales dacă studenți nu foarte mulți într-o sală, adică într-o specializare, într-o cohortă. Dar nu cred că pentru un examen o să vă refuze cineva să vă dea un cont profesional. O să se încerce să facă programările încât să meargă acest lucru. Da, și pentru orice tip de evaluare, nu doar examen. Îi zicem examen așa că, v-am zis, eu fac evaluarea competențelor și a cunoștințelor. Deci, asta este modalitatea pe care ar trebui să ne învățăm să o folosim cu toții. Da, eu am avut inclusiv susținere de proiecte și am înregistrat-o și tot. Și a fost foarte bine, chiar mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit și cât de activi au fost studenții. Cum credeți că la mecanică pot ajunge conturile pentru examene? Mecanica a primit 4 conturi. Nu cred că se dau 4 examene simultane la aceeași oră, constant, continuu. Dacă nu, se va încerca să face... Gândiți-vă că vorbim acum de anii terminali, ei sunt în sesiune acum. Și după aceea vine prezentarea a treia pentru semestrul 1. Deci nu vorbim de semestrul 2 examen încă.
Da? Deci vorbim de ani terminali. Atât deocamdată. Parțial i-am pus să scrie de mână și cu numele pe lucrare ca să o încarce pe campus, o trimite prin nimeni. Da, bineînțeles, e o dovadă foarte clară și foarte bine. E dificil, așa a fost și până acum. Dar încercați să-i vedeți un pic și când scriu. Da, măcar la început, dacă chiar nu vreți să stați cu ei tot timpul, să-i supravegheați. Dar e cumva să știți că îi ajută și pe ei să se concentreze, am sesizat chestia asta, că dacă știu că sunt supravegheați și că e chiar un examen serios, nu iau așa numai, a, că scriem acum și vedem noi după aceea cum va fi chestiunea aceasta. Nu s-a făcut înregistrarea, trebuie să anulați notele? Nu. Dumneavoastră răspundeți pentru acele note și pentru ele. Deci nu răspundeți, deși noi, așa cum am zis, din 12 martie este acest document, s-a dat și o decizie de Consiliul de Administrație care a avut atașat exact acest document. Deci, că n-ați făcut-o și că ați dat teste grilă sau altfel cu ei și nu le-ați înregistrat, dumneavoastră răspundeți. Deci, nu luați ca o amenințare, zice, Doamne ferește, ci dacă dumneavoastră sunteți confortabili și știți că puteți să garantați că studenții aceia au făcut examenul și tot, dumneavoastră aveți această garanție și a dumneavoastră răspunderea. Cum a fost și până acum, că doar nu mergea decanul să verifice că în fiecare sală de examen este acea persoană și acel student de examen. Bun. Dacă mai sunt Diana, față de cele de acolo. Am eu o întrebare. Eu n-am putut să mă conectez pentru că nu merge netul acasă și abia am reușit pe tabletă să-mi fac o conexiune. M-am chinuit o oră ca să intru. Examenele de pe CV, de ce nu sunt valabile? Eu nu mai aud nimic. Da, la mine iarăși microfoanele mele și căștile mele, că mi le-au pus că s-au încărcat și m-auziți, da? Da, acum, na. Da, am avut și iarăși un mesaj în ăla că mi-e internetul instabil. Eu stau cam în aceea zonă cu Florin de aici, am avut probleme majore toată săptămâna cu internetul și sper să nu se întâmple așa. Mutați-vă la școală. Da, nu mă duc la școală, deci nici vorba. Da, eu ar trebui să mă duc la școală, pentru că eu n-am, telecomul mi-a căzut, UPC-ul mi-a căzut, singura chestie e tableta pe care cu chiu cu voi am reușit să-mi instalez Zoom-ul și n-am acces la nimic, nu știu ce, o să trebuie să aplicația fac Zoom este mult mai simplistă de pe tabletă. Normal. N-am, ok, n-are importanță. Da. Deci n-am fost de la început și am auzit chestia aia că pe CV am testul grilă. Acolo n-am zis asta niciodată. Am zis că e valabilă. Acolo examenul e examenul standard. Da. Toa singura chestiune este că exact așa cum noi am scris aici, ca să fiți sigur că acel student s-a logat cu acel cont și dă examen test grilă online, este recomandată înregistrarea video în timpul testului grilă. Deci într-o altă fereastră și tot. Asta a fost recomandarea noastră din 12 martie. În lumina deciziei transmise de Ministerul Educației acum două zile, care spune că trebuie să putem să avem dovada înregistrării video a studenților în timpul examinării, asta e singura modalitate pe care o putem gândi. Metodologia care este gândită pentru Politehnică nu face obligator acest lucru. Este doar o indicație și o recomandare, fiindcă revin din nou și tu știi cel mai bine acest lucru. Răspunderea finală asupra notelor și asupra tuturor e a cadrului didactic. A nimănui altcuiva. Deci dacă okay, el este ok și spune că acei studenți au dat examen și că astea sunt notele care ele trec și el știe că astea sunt notele, astea sunt. Deci nimeni nu va putea să spună că e altfel. Numai noi luăm măsurile de precauție ca în cazul în care, nu știu, peste jumătate de an sau chiar în vară vine vreun student și zice, păi nu, că eu știu că la testul ăla grilă o da versul examen sau fratele mai mare, nu el. Da. E greu să-i demonstrez că nu e așa. Știi? Deci, păi atunci înseamnă că sunt două condiții simultane. Să poți să intre pe CV și să intre și pe Zoom ca să poți să dai examen. Că până acum n-am aplicat chestia asta. Eu am dat niște examene și nu i-am înregistrat. Decât ce au intrat pe CV. Deci nu-s valabile examene? Pas valabile, Florin, examenele. Am mai și spus acest lucru. Că tu răspunzi de ele. Ca și cadrul didactic. Eu răspund de ele. Problema mea nu s-a pus e problema niciodată ca un examen să nu fie valabil, indiferent în ce formă l-ai dat.
Și examenele că eu le dau la studenți să facă activități în cursuri online de nu știu unde și pun să raporteze și să-mi spună ce și cum. Nu, Diana, dacă... nu, dar n-am fost atent. Deci, ok, dacă este valabil, că o să-i pun de acum să-i înregistrez, dar până acum nu i-am înregistrat. Am dat vreo 4 examene și nu i-am înregistrat. E adevărat că sunt restanțieri, țâși pe... Că exact. Mă chinui să-i trec, dar asta știu. E. Știu, exact. Și eu la Florine, tu știi foarte bine, problema apare dacă apar contestații. Dacă nu, e tot în regulă. Auzi, da, în problema momentul, ei, în momentul în care îl treci, nu o să mai facă contestații. Eu știu, dar nu, problemele sunt altele. Problema este că zice, nu am putut accesa, nu am cum și eu n-am nicio dovadă că el n-a putut accesa. Acum am și eu probleme, deci îmi dau seama că se poate întâmpla și în Timișoara, nu oriunde, dar na. Asta e problema și atunci eu trebuie să încerc să-i dau acces din nou, să-i fac testul accesibil din nou, da, pentru că e test cu durată limitată. Sunt probleme din astea care trebuie să le rezolvi în timp real. Da, deci... Ok. Da, deci întotdeauna am zis acest lucru, l-am spus nu odată la foarte multe cadre didactice care ne-au spus că au picat examene studenții fiindcă au pierdut conexiunea și la campusul virtual și tot. Nu este acesta motiv să-i spui studentului că a căzut examen. Trebuie să-i mai poți acorda încă o șansă. L-am acordat, dar nu asta e problema. Problema este că se întâmplă. Da, se întâmplă. Se întâmplă la oricine. Deci, în mijlocul unui examen poți rămâi fără internet și nu-i devină studentul. Nimeni nu-i devină în momentul ăsta. Deci nu e o chestie că-i devină cineva. Chiar nimeni nu-i devină. Deci, e devină eu... corona. Da, eventual. Da. Faptul că avem pandemie și că am neglijat acest pământ. Și Vasilescu, asta este unde am ajuns. Vasilescu, sunt scuze că intervin, dar se poate rezolva problema foarte simplu. Eu am dat cu ei, am intrat pe Zoom, am stat o oră pe Zoom, aveau materialul pe care trebuia să-l rezolve. Am, ca să poată să rezolve, le-am dat o durată de timp de 12 ore, le-am dat posibilitatea să trimită și pe mail, dacă fotografiat lucrarea, și pe mail, dacă nu pot să intre pe campusul virtual, pe contul lor de mail. Este totul scris de mâna lor, deci din punct de vedere al faptului că nu studentul respectiv ar fi dat examenul, acolo numai dacă sprați gemeni și seamănă și atunci mă iartă Dumnezeu, dar cu greu îi recunoști pe unul de celălalt. Da, deci, da, exact. Deci acum, cum să zic, știu că poate chiar am lungit-o prea mult pe acest subiect și chiar mi-ar place să ajungem la un final cu el. Deci toate aceste informații pe care am simțit că este de datoria mea să vi le dau, au fost în lumina foarte multor întrebări care mi-au venit în ultimele două săptămâni pe toate canalele cu putință și pe care cumva m-am simțit obligată să le explic și să le fac cât mai limpez cu putință. Că trebuie să respectăm drepturile studenților. Trebuie să nu considerăm că toți studenții sunt hoți și că toți vor să ne facă. Dacă îi tratați cu încredere și ei vor face cu încredere. Dar în același timp trebuie să ne asigurăm că oferim un învățământ de calitate, o examinare și o evaluare a cunoștințelor corectă și egală pentru toți studenții. Deci acestea sunt, e singurul mesaj pe care vă rog frumos să-l luați la modul serios din tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3 săptămâni aproape, 2 săptămâni și jumătate de întâlniri. Și încercați, cum am mai tot spus, să schimbați poate paradigma, modul cum evaluați cunoștințele studenților. Poate că nu neapărat trebuie să vă gândiți, musai, dau test grilă cu ei, că așa dădeam înainte. V-am oferit nenumărate exemple de-a lungul acestor perioade în care v-am spus cum fac alții și cum poate că ar trebui să încercăm să facem și noi. Nu e ușor, necesită mult mai mult efort din partea noastră a tuturor. Și într-adevăr, am văzut și aici că a scris cineva unde scrie că este sarcina noastră să facem așa ceva. Să știți că furnizarea unui învățământ de calitate e parte din statutul cadrului didactic și a contractului pe care îl aveți cu Politehnica. Și asta deja intră în acea parte, în asigurarea calității actului educațional. Și fiindcă suntem în stare de urgență, absolut toate legislațiile și deciziile care se iau în stare de urgență devin parte din regulament imediat și automat. Deci nu este la fel.
Am mai văzut cazul doamnei Eugenia Grecu și mulțumesc domnului Costea, cred că dânsul a scris aici, puteți să faceți această înregistrare video cu contul dumneavoastră de pe Microsoft UPT, cu Teams, cu UPT Teams. Este și tutorial cum să faceți acest lucru în campusul virtual. Am și arătat și noi odată cum se face acest lucru. Inclusiv eu l-am folosit la un moment dat când n-am mai putut să folosesc întâlnirea pe Zoom cu studenții. Da? Dar nu mi se pare normal ca un cadru didactic să-i fie refuzat pentru un examen, un cont Zoom, dacă pe ăla îl consideră că într-adevăr e mult mai prietenos și mai util sau poate mai așa mai ușor de folosit. Dar vă rog foarte mult, puteți să folosiți și standardul care există pentru absolut toată lumea care are cont de UPT. Sunt cadre didactice adiacente, adică externe, și sunt discipline, mai ales în an terminal, care sunt ținute de cadre didactice externe. Acolo e ceva mai greu și, din nefericire, am văzut că multe dintre ele nici nu au accesat tutorialele de pe campusul virtual, nici nu au venit la sesiunile de training. Nu știu, aici e responsabilitatea departamentelor, a facultăților, să vadă ce face cu cei care sunt cadre didactice complet externe și au discipline de an terminal și trebuie să închidă acum, cumva, anul terminal. Ioana, te rog. Două întrebări. Una am pus-o și în scris. Deși înregistrăm toate evenimentele astea de verificare, examen parțial sau ce-o fi, este necesară prezența ambilor tutori. Că este de obicei sunt doi. Asta e prima întrebare. Da, eu zic că da. În condiții de examinare și de susținere de proiect, da. Nu i-ai fi avut pe amândoi lângă da, tine. Da, da. Atunci? Da. Cel puțin. Da, îmi permiteți da. Să intervin, vă rog frumos. Da, hai să întâi. Da? Întrebarea e foarte bună și mulțumesc pentru ea. Și ce se întâmplă dacă, de exemplu, amândoi au programat examenul exact în același timp? Același să vorbească între cu două ei. Grupe diferite. Hai să vorbească între ei, că de-aia sunt colegi. Nu trebuie să stresăm studenții. Puneți întrebări care mă depășesc. Da. Și recunosc că mi-am răspuns pentru ea. A doua întrebare. Deci, ce am pățit eu acum, ultima dată, eu mă pregătesc să dau cu ei, mă iartă Dumnezeu, în Vinerea Mare, parțial. Și am făcut tot felul de... nu știu, exerciții. Și ultima dată... Vezi că studenții pot să refuze să participe la un examen într-o zi liberă. Ei și-au ales. Ah, bun, atunci... Ei și-au ales data asta. Eu, din tradiție, mă întâlneam cu ei vineri, și-au ales, au fost de acord. Nu-i problemă. Și parțialul nu este obligatoriu. Cine vrea, vrea. Și cine nu vrea, nu vrea. În fine. Și din greșeală, când am făcut programarea în Zoom, le-am cerut acolo ca eu să le dau, el să se înscrie și eu să le dau accept. Adică ca, așa mi-a venit ca un fel cum aș striga catalogul, dar pe măsura ce ei intrau online. Și am avut următoarea surpriză. Acum nu mai știu numele și nici nu-l dau. Dar a apărut un nume Popescu, dar în fine erau mai special. Peste două secunde, alt Popescu. Peste iarăși și toți vreau să le dau accept. Eu la primul, al doilea mi-a scăpat mâna. După aceea a apărut un grup, iar am dat. Și la un moment dat am avut 5 de Popescu. Le-am dat eu acceptul și am sezizat, am spus tare, dar ce s-a întâmplat? Și atunci am spus, păi eu am dat la unul Popescu adevărat, mi-a spus, zice, eu am dat contul meu la... alții. Și acum întrebarea mea este, că m-am învățat minte, este până la urmă a striga catalogul, așa, cu accept. Pentru că atunci efectiv îi vezi. Mai pierzi 5 minute sau cât. Dar îi vezi fie pe fiecare când intră. Și ai și înregistrarea, ai captura. Și dacă îți apar doi cu același nume, adică e evident că este o încercare. Eu departe de mine să fac poliție. Dar spun, ce mi s-a întâmplat? I-am dat afară pe toți 5 și n-am mai avut decât în final un singur Popescu. Deci au știut să facă, dar părerea mea că a fost o tentativă să vadă dacă observ sau eu știu, nu știu ce a fost. Deci eu am făcut-o fără să vreau. Am pus acolo un click și a trebuit să-i accept. Da, de aceea am și zis că e bine să-i puneți și în chat să scrie numele și că sunt acolo și să salvați acel chat.
Acum, na, v-am zis, iarăși noi stăm și debatem și discutăm, cum s-a tot întâmplat, din păcate, săptămâna asta, pentru cei 1%, poate chiar mai puțin de 1%, eu zic 0,5%, cu care avem probleme. Și pentru ei depunem ceea ce iarăși nu e ok, dar în IT noi știm chestiunea aceasta, că în IT așa e regula, că pentru 1% dintre probleme lucrez 90% și restul le rezolv cu 10% dintre resurse. Și pentru noi situația de acum ne-a demonstrat din nou, încă o dată în plus, că așa este. Când pierdem mai mult timp și resurse și umane și fizice, ca să rezolvăm cele care sunt cu probleme și restul, sărmanul, trebuie să se descurce singur, că nu avem timp să ajutăm mai mult decât să zicem toate aceste webinarii. N-am să-ți dau un răspuns ce să faci ca să nu își dea conturile între ei. N-ai nimic, deci nu poți să faci nimic. Deci, cum să zic, cum își dă oricine, orice cont de oriunde, deci ce poți să faci? N-ai ce să faci decât să verifici că e totul studentul acela, mai ales în fază când ai evaluare de cunoștință. Deci acolo este singura problemă unde eu prevăd acest lucru. Acum, cum să vă zic? Permiteți, doamna. Vă rog. Da, chiar vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc numele. Dată pentru domnul Silea, că recunosc acum. Eu ce fac? Când încep o activitate cu ei, le spun să se conecteze pe campusul virtual. Acolo există logurile și se pot vedea dacă s-au conectat sau nu s-au conectat. Și prin asta știu că i-am. Nu îi oblig neapărat, adică nu fac o activitate numai pe Zoom. Da. Nici îi pun înainte să se conecteze pe campus, după care pe Zoom și atunci desfășor activități. Nu am recomandat acest lucru, decât dacă chiar dați numai un examen oral, dar în care ei trebuie să arate ceva. Am făcut eu susținere de proiecte care le-au făcut în WordPress, am avut link-urile, ne-am uitat 3 zile cu Vlad la ele, că ce-au făcut pe acolo și cum au revoluat de-a timpul semestrului, i-am tot urmărit și în examen i-am pus să ne arate cum fac anumite lucruri, ca să-i putem vedea că ei știu ce au făcut acolo și în examen, în susținere de proiect. Legat de subiecte diferite la mai mulți, pot să organizeze în grupuri și de câte două persoane sau cum vor, să limiteze accesul la subiect doar pentru grupul respectiv și să creeze o posibilitate prin care să se calculeze, cadrul didactic poate să o știe, ce grup va avea el. Și în momentul când se dă, nu știu care sunt. Știe doar că trebuie să se conecteze la grupul cu tare, nu o să facă tutorial, dar poți să faci grupuri de două persoane și le dai la două persoane un subiect. Da, același lucru l-am spus și eu. L-am spus numai că e foarte dificil să faci subiecte unice și să garantezi 100% că un student nu primește decât acel subiect de acolo. Asta e singura chestiune. Dar și aceasta cu grupurile și cu categoriile de teste, da. Dar, din nou, e foarte greu dacă îi aloci unui grup, trebuie să faci grup individual de fiecare student. Știți? Da, și atunci ai putea... Ca să, că asta, partea de probleme nu este greu, că îi dai eu dau cu numărul curent, numărul studentului din grupă, da, așa. Îl adaugă la atunci, ceva și ei calculează principial același lucru. Nu, ni s-a cerut o unealtă, nu, ni s-a spus să dăm o unealtă automată care să aloce randomly garantat subiect unic pentru fiecare student. Și a spus asta că nu există, nu se asta poate. Este. Dar la teorie e mai greu. Da. Dar e foarte bună observația că dai la 1-2, noi am recomandat asta cu putem să punem studenții într-o grupă, dar e mult de muncă, na, recunosc, că ni s-a zis să facă cumva singur chestia asta, nu putem, nu există. Trebuie să muncească cadrul didactic, să impactă în grupe, să pună subiecte separate sau, cum a zis Ioana Ionel, să le dea pe numere și studentul primește după aceea acel număr și acel subiect și ăla trebuie să-l scrie sus că el a primit subiectul 15 și pe ăla îl face, știți? Dar nu poți automat să faci acest lucru, da? Obligația de a răspunde într-un timp limitat mi se pare una dintre măsurile cele mai bune. Eu, mă rog, am experimentat cu asta și n-au timp să comunice. Exact. Totdeauna am zis asta. Deci, dacă li se lasă un timp, cum zicea domnul Vasilescu, de 12 ore, în care să rezolve, pot să-și transmită soluțiile și le copiază respectivul pe mână, dar nici nu trebuie să plecăm de la varianta că, așa cum ați mai spus dumneavoastră, niciodată nu-i nimic perfect. Și nu vom avea 100% garanția că nu se întâmplă nimic. Ci să ajungem la conștientizarea că vor vrea ei să-și evalueze posibilitățile de a rezolva niște chestiuni. Și dacă îi motivezi
și motivez pozitiv și le arăt încredere, din experiența mea de 24 de ani, întotdeauna primești încredere înapoi. Bun, acum trebuie o minimă sau o siguranță ca să nu și fie... Și întotdeauna am zis, dacă au reușit să mă păcălească pe mine, care mă laud cu o memorie de elefant, atunci asta este. Da, dar vorbim de un examen normal. Noi în perioada asta avem examene cu restanțierii care nu fac parte din categoria normal. Îmi cer scuze că spun chestia asta, dar nu sunt din categoria normal. Și întotdeauna, dacă faci o curbă lui Gauss pe restanțieri, o să constați că curba lui Gauss se axează pe nota 2-3. Orice ai face. Dar în fine, astea sunt probleme. Cu ce e normal... Adică atunci când dai un examen prima dată și participă toți și cei care învață și toți ceilalți, obții niște rezultate. Eu până acum am dat numai cu restanțieri și constat că greu reușesc să-i trec. Nu știu, în condițiile în care limitezi timpul. Așa dacă îi lași 2 ore, au timp să intre unul, vede ce întrebări sunt, așa și după aceea își dau răspunsul în altea. Pentru că eu am făcut după un examen, am zis, intrați toți pe Zoom după ce ați terminat testul. Intrați toți pe Zoom și discutăm lucrare cu lucrare. Și zic, dar cum ai luat rezultatul bun? Că zic, nici eu nu sunt în stare să mă uit la problema asta și să-l iau rezultatul bun fără să calculez ceva, la nimereală. Și atunci a nimerit unul și a dat-o direct. Și inclusiv la admitere și oriunde, și la când dăm examen de concurs la șofer, sunt întrebări la care mergem la nimereală. That's it! Bun, acum, revenind, am văzut aici un comentariu de la doamna Mihărțescu, deci v-am spus și v-a scris din nou și colegul meu să ne spuneți exact care sunt studenții, că n-am știut, probabil că au același nume și tot. Domnul Mușat Cosmin îmi zice că foarte calitativ învățământul IDE și că nu mai are ce comenta. Nu înțeleg dacă e în sens pozitiv sau altfel. Deci poate doriți să ne ziceți mai multe aici, căci chiar nu știu cum să înțeleg aceasta. Că s-a chinit doamna Cochet să facă automat alocarea random a pachetului de subiecte, trebuie să-i despărțiți pe studenți, și pe studenți pe grupe, dar... Mulțumesc, domnul Cosmin, răspunde că doar pozitiv, este bine să fim doar negativ, da, negativ la anumite teste medicale, este bine să fim pozitiv, trebuie să știți, sunt foarte multe studii care arată că dacă dormim mult, suntem pozitiv și vedem bine înainte, ne ocolesc multe pandemii. Doamna Cocheci, răspunsul la dumneavoastră este subiectele, mai ales la testele grele, le împărțiți pe categorii obligatoriu și din categorii dat să fie random și dat ca testul din banca de întrebări care e pe categorii să vină câte din fiecare întrebare, din fiecare categorie câte o întrebare sau două și în interior să fie random. Aveți acolo, am arătat și eu, am și explicat în delete și tutorial. Am făcut, mă scuzați, aia vine să râd acum, că ieri am avut cu ei o repetiție pentru testul de săptămâna viitoare și exact așa cum eu le-am făcut, ei le-au primit. Dar până am găsit modalitatea în care să fac, două zile m-am chinuit. Am crezut că face singur campusul alocarea, dar nu face. Dacă trebuia să-i spuneți random, dar ce scuze că vă întreb așa, v-ați uitat pe webinar și pe tutorial? M-am uitat. Da? Dar eu sunt mai grea de cap la tehnologie. Nu cred. Înseamnă că eu nu sunt destul de clară și tutorialele nu sunt destul de clare. Că îmi recunosc limitarea asta de multe ori, că poate nu explic foarte pendelete multe sau așa cumva. Deci asta este. Deci îmi cer scuze. Am reușit. Nu-i problemă. Oricum să știți că ceea ce am spus la început din exemplu meu, ceea ce învață omul să facă singur, e mai bun decât orice ce fac oricine. Deci nu mai uită chestia aia. Deci nu mai uită singur. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte întrebări sau observații, nu mai știu dacă am pierdut ceva pe aici, să vă de la doamna Bartolomei. Aș vrea să vă întreb ceva. Bună ziua! Vă rog! Bună ziua, vă rog! Ce anume? O să am examen luni. Am stabilit un examen grilă cu studenții mei. 20 de întrebări le-am făcut eu să fie din toată materia, ca să fie 10-10, practic, din ambele părți. Am făcut și testele. Acum am o întrebare. Eu m-am gândit totuși să le dau 2 puncte din oficiu, că la grile de obicei este mai jos
notare, adică 10 ia puțină lume sau practic doar cei mai buni. Și atunci întrebare, cum fac lucrul ăsta? Adică, de exemplu, m-am gândit eu, las pentru maxim 8 pe grilă și o să adaug eu 2. Dar știți, dumneavoastră la un moment dat într-un webinar ați spus că putem prescrie notele în catalog. Cred că chiar doamna Ionel a întrebat și noi a zis că da, se pot modifica. Și am făcut un mic test cu 2 studente și am vrut să le schimb nota din 7.50 în 10 și nu am putut. Deci nu mă lasă. Mă lasă pe moment, mi-arată că e 10 și după aceea îmi strică, îmi spune nu, it's not allowed to modify. Iubito, și... dar tu treci nota în catalog cu mâna, atunci ar mă... Nu, ca să fie și studentul informat corect, are dreptate da. Doamna Banciu. Da? Deci vreau să fie, cum să zic, cu alte cuvinte, dacă sau dacă e corect, dacă... să zicem, să las catalogul cum o fi și când trec în procesele verbale știu eu că am 2 puncte în plus acolo, sunt acolo și... Sunt mai multe modalități cu care puteți face asta. Eu găsesc una acum. În loc de 10 le pui 12 întrebări și 2 din start făcute la toată lumea. Nici asta nu e ok. Nu asta vreau eu să dau ca soluție, ci soluția este că în testul grilă, efectiv în testul grilă, în setările de acolo, să puneți să puteți alocați puncte în plus. Există jos de tot, este posibilitatea că să dați de la ce punctaj, la final de tot, când faceți testul grilă, nu banca de întrebări, în testul grilă, că să dați puncte în plus. Adică să porniți notarea câte puncte sunt. Fiecare are, nu știu, câte un punct, îs 8 și dumneavoastră ziceți că încă 2 este automat alocat. Înțelegeți? Asta e o modalitate. A doua modalitate este modulul de note. Ceva am arătat eu și am arătat acolo că trebuie să bifați că puteți să modificați grades în setarea de sus, de acolo, de la el. Deci, acum ar trebui să mă uit să vă caut, să vă zic exact unde este, că nu le știu din cap, vă dați seama că eu le fac astea, că le fac așa, că mă uit peste ele și îmi dau seama de multe că le tot văd. Dar sigur se poate, da? Am și o soluție. Mai zice domnul Ciupe, mai bine cu o propunere. Da. Doriți cele 2 puncte din oficiu cu adevărat fals și ea aia se notează cu 2 puncte. Foarte bine. Vedeți că se răspundă. Bine ar fi să Da, asta... Bravo! Deci asta e cea mai bună. Deci, păi asta 10 puncte, domnul Ciupe, să știți. Deci nu mi-a trecut niciodată prin casă. Asta mai spus și nu. Întrebarea a primele 2 întrebări, foarte asta și le dai puncte, toată lumea o să zică da. Sperăm, da, Doamne ajută, dacă spun că nu. Nu vor, dar dacă nu răspund, nu, că puneți întrebările, sunt obligatoriu să răspundă la fiecare. Da. Deci nu aia e simplu de modif de făcut acolo, că la toate întrebările trebuie să răspundă în test, nu se poate, nu-i ca și chestionar, deci nu e la chestionar unde poți să deci trebuie să aleagă că nu. Și dacă răspund că nu, vorba lui Vlad, nu merită punctele din oficiu, dar deci pe bune, domnul Ciupe, dar mai este o soluție. 10 puncte, soluția deci asta? Mi-ați depășit capacitatea mea de imaginație. Dar sincer, de vreo 2 zile aproape mă tot chinui, m-a tot gândit cum să fac, cum să, vai, mi-a venit o idee, mi-a venit alta, am venit înapoi, am... Sincer, nu știu... Soluția domnului Ciupe e cea mai bună. Așa-i? Deci nu știu dacă e corect. Alealte sunt tehnice. Dar e glumă sau e... Deci prima întrebare care le-o pune studenților. Perfect. Și haide să vă mai dau o idee. În orice caz ne pregătim ca să mărim startul pe viitor la 4, așa că dacă facem cu 2, o să știm lecția pentru 4. Nu, deci cu 2 e perfect, atunci mi-am rezolvat problema. E ceva deosebit. Da. Doamna profesoară, și ca să nu aveți probleme, puneți-le că primești punctul și dacă dau răspunsul da și dacă dau răspunsul. Păi aș putea bifa și lucrul acesta. Da. Și... Ca să fiți sigură că... Să fiți sigură. Dar mai este o soluție, acum legat de asta, mai este o soluție tehnică ca să nu dați aceste întrebări cu puncte din oficiu. Ar mai fi o soluție să faceți ca nota finală să fie nota de la test plus ceva.
Da, asta am zis eu. Creați... Asta e soluția tehnică. La final asta de tot, să mai creați un curs la cursul respectiv creat, cursul să fie curs, suma din curs. Un examen. Un examen. În același examen se poate face. Nu trebuie să mai creezi un alt examen. Se poate un alt test. Acum, na bun, haideți că am depășit momentul. Altă întrebare, dacă mai aveți. Mulțumesc frumos! Eu am venit acum o întrebare care mi-am pus-o, mă iertați că iară intervin. Deci noi prin tradiție dăm trei probleme la partea aplicativă. Una foarte ușoară ca să o ia, una așa și una mai de gândire. Dar condiția este ca la fiecare, până acum așa am făcut, să fie 4-50 nota minimă. Pentru că și dacă le face pe toate trei, deci dacă ia 10-10 și la a treia n-a făcut nimic, de obicei nu trece și îl mai chemăm odată cu prezentarea a treia. Adică numai cu problema a treia. Acum cum fac? Că eu dau o singură notă. Eu până acum m-am gândit să nu-i scriu încă nota finală. Nu știu, adică oricum ținem un Excel separat, dar cum să notez trei probleme separate în același examen. Încă n-am reușit să găsesc o soluție, dacă poate să mă ajute cineva, dacă nu facem băbește, că merge și băbește, facem cu mâna și anunț studentul. Numai dacă sunt într-un test grilă, pot să le notez pe fiecare separat. Da, dacă le dai separat. Până la 10 la fiecare notă și numai că trebuie să ai grijă după aceea când faci media. Păi nu, dar nu pot să fac media dacă la o problemă n-a făcut nimic. Asta e condiția la noi, să miște la fiecare ceva. Și atunci dacă fac media, pot să adun 10-10 cu 2. Și el trece, a luat 7. Poți, da. Acum chiar uite, nu știu să-ți spun, dar cred că pot să... Deci undeva poți să pui care-i notă minimă. Deci la fiecare test la la fiecare întrebare, că faci problema e o întrebare, să zicem, dacă este în test, da? Dacă o faci prin test. Și la fiecare întrebare tu ai posibilitatea să zici care e nota minimă. Punctajul minim sau notă minimă, cum vrei. Da, asta poți să zic chiar din... Da, și atunci ai 4-50. Dacă nu, îți apare aia, ți-o și dă colorat că e roșu, și numai că el totuși adună și cu 4-50. Deci... Dar îți adună cu 4-50, na. Păi da, dacă e 4-50, dar dacă e 2, dacă e 4-50, e bine. Nu, dacă... deci asta că domnul Vetre zice că din zona de note, da, în zona de note se pune, dar e în cadrul aceluiași test, îți trei întrebări. Da, asta e. Același asta quiz și acolo nu prea ai cum decât să zici că e aceeași... Deci soluția e să le dai separat și atunci problema e rezolvată. Da, sau le dai test fiecare, separat, fiecare problemă fiecare e test separat. Problemă separat. Asta fiecare e un... problemă e un test separat și atunci se pune condiția din catalog că e 4-50 și data. E clar, da. Sau dacă le dai la grămadă, ții un Excel separat pentru cei care n-au luat toate problemele. Mai da, câte complicații dați în examen și în susținere, Dumnezeu să mă ierte. Păi, uite, noi... Ciprian Chirilă v-a dat și formula din XLS. Da, asta da, dacă lucrezi în Excel, da? Dar dacă lucrezi acolo pe... Și în campus, ține, el e ca un fel de bază de date de Excel în spate. Să copiez asta, hai să repede. Mulțumesc frumos, domnul Chirilă. Cu plăcere, dar formula este pentru campusul virtual, deci nu este pentru Excel. Așa, dar bine, deci pot să iau cu copii. Sigur că se poate lua, deci acolo se face funcția floor și se pot face diverse maximizări și se împarte la 5. Dacă floorul ăla iese, mă rog, 0 sau 1, atunci se anulează nota. Cam asta este ideea. Deci dacă faceți floor, nota împărțit la 5, vă iese 0. Dacă e peste 5, iese 1. Iese 1. Super, super. O să încerc. Da. Deci, mulțumesc frumos. Acolo e formula și dacă modificați puțin, așa să funcționeze. Cu plăcere. Mulțumesc. Deci, cum v-am zis, deci îmi îmbogățesc, cum să zic, după 20 ceva de ani de meserie și de văzut în 6 țări, chestia asta, modalitatea de evaluare a cunoștințelor în România, eu nu mi-am imaginat-o, că e chiar atât de complexă. Doamna Mihărțescu are o întrebare. Și asta nu mi-o luați în sens negativ, deci chiar în sens pozitiv ce am făcut comentarii aici. Doamna Mihărțescu. Bună ziua! Andreea Mihărtescu de la Management Center. În legătură cu evaluările distribuite, eu am dat prima prezentare sub forma unui test grilă. Cum facem pentru prezentările 2 și 3?
generăm un nou topic sau la topicul respectiv trecem următorul test, nu știu, n-am găsit un tutorial. Un nou test face. La același topic? Am un topic, evaluare distribuită. Da, dacă și la acolo... același topic puteți să faceți mai multe teste, dacă la topic vă referiți acea categorie din campusul virtual. Da. Și în catalog, cum va fi setată? Se va introduce o nouă prezentare, prezentarea 2. Da, ziceți un alt test prezentarea 2. Și, o altă notă. Va recunoaște care notă, prezentarea 1. Dumneavoastră trebuie să-i spuneți. Tot din setările de notă? În catalog apare că e o altă notă cu o altă prezentare, dar dumneavoastră trebuie să-i spuneți care dintre ele cum să facă media mai departe. Deci, că da, din setările prezentare... de catalog? Da, din setările de la catalog de note. Bun. Eu încă mai am o problemă acolo cu setările la catalog. Sper să mă urmăresc încă o dată webinarul cu notarea și să le rezolv. Uitați-vă și acolo pe webinar și uitați-vă și pe, deci sunt mai multe posibilități, și pe tutorial și dacă chiar aveți chestii mult mai avansate, cum a fost și acum ce a zis Cipri, în fiecare pagină când sunteți, deci în campusul virtual, în fiecare pagină de activitate când sunteți, jos de tot dacă mergeți, este o chestie care se numește Moodle Docs și care vă duce direct la interfața Moodle unde sunt, pot să fie, nu e obligatoriu pentru toate că unele sunt module adaptate puternic de noi, deci nu mai seamănă cu cei de acolo, dar unde puteți să găsiți, mai ales la cei de la ecuații, le-am dat exemplul ăsta, când au trebuit să fac ecuații, știți? Unde găsiți mai multe explicații sau mai multe exemple că sunt create de comunitate, de comunitatea mondială și posibilitățile sunt mult mai mari de a se găsi răspunsuri și idei. Deci este jos de tot în footer, este un Moodle Docs for this page. Un link care vă duce și zice pentru fiecare dintre unelte ce indicații sunt în standardul de la Moodle. Deci aveți mai multe posibilități să vă ajutați, ca să zic așa. Dacă nu, mai ne scrieți și mai găsim soluții. Mai scutiți-vă și cu colegii, că uitați, dau colegii. Eu sunt printre pionierii cu evaluările, având ore la anul 4 și colegii mai care că, cum am zis, gândiți-vă că poate faceți altfel. Deci eu știu că poate îmbrevin, dar modificați-vă paradigma evaluărilor. Poate. La serii mari de studenți nu pot să fac altfel de evaluări, da, pentru că oricum volumul de muncă e masiv pentru evaluările făcute. În ultimile nopți, numai la 3 dimineața mă pun în pat să găsești cele mai bune soluții, să setăm corect. Cu toții știm ce înseamnă cei care suntem preocupați de asta. Da. Volumul de muncă e enorm. Așa. Știu, eu în primul semestru am avut o disciplină cu 106 studenți, o disciplină de an terminal, în care le dau 6 note. Deci, și dintre care doar una singură este o evaluare de tip examen. Restul sunt susțineri de proiecte, activități, module pe care trebuie să le dezvolte și la fiecare mă uit la ele, ei le prezintă. Calculul estimativ în acest an a fost că am avut nevoie în total de 46 de ore de evaluare pentru ei. Și normal, 2 ore trecute de evaluare. Să treacă mai repede perioada asta, să revenim la viața normală. Eu sper ca să învățăm ceva din această perioadă și ceea ce pe mine cumva mă bucură este cu siguranță competențele digitale ale multora dintre noi s-au îmbunătățit și au crescut și poate că va deveni, cum să zic așa, un obicei sau să vă veți învăța să folosiți mai mult uneltele online, măcar să vă ajutați în a desfășura un învățământ mai de calitate cu ei. Dacă nu mai sunt întrebări... Mulțumim, sănătatea, numai bine! Legat de salarii, nu mă întrebați pe mine. Dacă vine domnul rector luni, îl întrebați pe dânsul sau întrebați decanii sau așa ceva. Nu mă întrebați pe mine că nu am eu de seamă acces la aceste informații și degeaba e Radu lângă mine, că nici el nu știe mai mult decât ceea ce s-a auzit la televizor, să zicem, în mod Ceea ce vreau să vă spun, mai ales la anii terminali, am mai spus-o public și asta este gândul meu pentru, să zicem, înainte de a intra în această vacanță. Eu am fost o promoție pe care a prins-o revoluția ca studentă. Foarte mult timp am fost văzuți așa, că voi ați fost promoția cu toate schimbările. Ceea ce vreau cu tărie, eu personal, și pentru asta ne-am luptat noi toată echipa de la cel
din prima zi, să zicem, de când am trecut la învățământul online, este ca promoția 2020 să nu fie niciodată privită ca o altă promoție, ca un alt fel de promoție, ca o promoție second hand sau care au luat examenele și și-au terminat școala mult mai repede și restanțierii și tot. Deci, vă rog foarte mult, tratați foarte serios această calitate a educației. Nu cred că cineva își va dori când ne vom întâlni la întâlnirea de 10 sau de 20 de ani a promoției 2020 să le zicem, a, ne aducem aminte ce ușor v-am dat și cum am trecut peste toate, numai că ne-a fost frică să nu murim cu toții. Deci, vă rog foarte mult, fiți pozitivi, priviți-o optimist și asigurați-vă că învățământul pe care îl faceți este de cea mai bună calitate. Și e educație, nu e învățământ și este în dublu sens. Și ne învățăm în același timp împreună cu studenții. Permiteți-mi să vă urez sărbători liniștite tuturor și să fiți fericiți. Este generație cu coroniță, ce să spunem? Da, gândiți-vă așa că au acum na, ne facem studii și o să mai facem mai multe. Da, domnul Tamaș, știu că la asta m-am gândit și eu, că e Paște și eu jumătate cred catolică. Deci, da, de asta n-am vrut să o punem luni. De aia v-am zis că nu știu încă când o să vă trimitem informația când va fi întâlnirea cu domnul rector, dacă va mai fi una până în vacanță sau va rămâne pentru după. Deci, știu acest lucru și l-am luat în considerare. Ce vroiam să vă zic este așa că gândiți-vă că această generație de studenți, dar și de cadre didactice, pe lângă competențe digitale îmbunătățite, știu să se organizeze singuri mult mai bine. Vor ști să comunice și să învețe să se online și să facă cu diligență unde să găsească informațiile, cum, să fie mult mai responsabil. Deci, într-un fel, eu cred că pentru generația de tineri care s-a cam învățat să primească multe așa mură în gură, date cu lingurița, chestia asta e bună, fiindcă îi învață să fie mult mai responsabil, mult mai organizat, mult mai diligent cu ei înșiși, plus poate să fie poate o deșteptare asupra ceea ce vor să facă în viață și cum vor vrea să fie. Vă urez sărbători fericite și pentru cei care sărbătoresc în această săptămână și pentru cei care sărbătoresc săptămâna viitoare. Pentru cei care sunt evrei și au început de ieri sărbătoarea, la fel, să ne vedem cu bine, sănătoși, după vacanță. Toate cele bune și vă mulțumesc mult de tot și fiți pozitivi!